Marian Krisan harmadik nagyjátékfilmét mutatták be múlt héten a bukaresti Paraszt Múzeumban. A Szlávics novella alapján forgatott Horizont vetítése előtt az érdeklődők megnézhették a mintegy 60 éve készült Jó szerencse malma című filmet is, amelynek főszereplői is jelen voltak. Amint egy 60 évvel ezelőtt készült Jó szerencse malma, Szlávics novella alapján készült film vetítésére már szinte telt ház volt. Az akkori szereplők közül hárman voltak jelen, Joanna Bulka, Valeria Gagyalov és Konstantin Codrescu, az új filmet pedig a rendező Marian Krisan, illetve a két főszereplő, Rodica Lázár és Hatházi András képviselték. Valerian Száva filmkritikus vezetésével igen érdekes beszélgetés zajlott, betekintést nyertünk az egykori és jelenlegi forgatásokba is. Az 1956-ban Viktor Ilyu rendezte film Cannes-ba is meghívást kapott, segédrendezője pedig Liviu Csulej volt. Marian Krisan nem remake-et forgatott, a novella drámai elemeit áthelyezte napjainkba, erre építkezett. Jó, novella, care mie mi-a plăcut încă de când am citit-o, de pe, când eram în liceu. Și are multe ingrediente așa de cinema. Novela în sine are multe lucruri interesante vizual. În primul rând, fundalul ăsta și peisajul care se întâmplă e foarte ofertant cu cabana. Acolo era un han în original, un han izolat așa în natură și, nu știu, a fost așa tentant să filmăm o poveste care se întâmplă într-un fundal de genul ăsta. Asta cred că a fost cel mai, da, ce m-a atras cel mai mult. Filmul l-am văzut înainte de a începe noi filmările. E un film foarte puternic, foarte frumos. E un film foarte important pentru cinematografia noastră. Noi nu ne-am raportat foarte tare la el, în sensul că n-am încercat să facem un remake al filmului La Moara cu Noroc. Punctul nostru de plecare, cel puțin în discuție, a fost mai ales novela lui Slavici, pe care noi am mutat-o în zilele noastre. Acțiunea se petrece în zilele noastre și noi ne comportăm ca oameni din zilele noastre, avem probleme ale unor oameni din zilele noastre. Dar novela a fost pornirea. Cumva, vizionarea filmului de acum 60 de ani a fost așa, ca un soi de pregătire, ca un fel de informare, dar nu... N-am vrut să facem o replică la Moara cu Noroc. Hatházin kívül Bogdán Zsolt is szerepet kapott a filmben, a helyi mafiózót játsza. Mai degrabă pot să zic de Bogdan Zsolt, că de Zsolt Bogdan, că a fost așa opțiune aproape de la început pentru personajul Zoli din adaptare. Dar și Andraș a fost în capul meu de la început, dar am făcut multe probe. Trebuie să recunosc că am făcut multe probe și aici la București și în țară.
Dar m-am întors la Andraș până la urmă, pentru că am așa o legătură cu el și suntem pe aceeași lungime de undă. Vedem lucrurile cam la fel și îmi place temperamentul lui și modul lui de a se comporta așa și în viața de zi cu zi, ceea ce căutam. Adică în cinema câteodată nu trebuie să joci ca la teatru, să joci de-a dreptul. Pentru că oamenii, spectatorii înțeleg altfel în cinema decât în teatru. Și eu mă uit la asta, la actori, la alură, la fizionomie, la modul lor de a reacționa. Și nu știu, cu Andraș tot timpul când lucrez, așa, simt că e în regulă. Știi ce sunt eu? Eu sunt Zoe. Eu umblu ziua mea numai pe toate drumurile astea și nimeni nu mă oprește pe mine. Mă duc în oraș, mă merg până la București, stau de vorbă cu domnul, cu primarii și mă ascultă când vorbesc cu ei. Eu am în grijă 4 creste și la mine nimeni nu îndrăznește să fure, ai înțeles? E o întâmplare că Andraș joacă rolul Lucian, e un rol de român. Dar nu contează atât de mult asta, cred, în film. Iar faptul că câțiva dintre bandiții care se ocupă cu terii legale de lemne au nume maghiare, cred că e parte din realitatea Transilvaniei și asta știe toată lumea, adică nu e nimic secret și cred că filmul e credibil din punctul ăsta de vedere, că se întâmplă undeva lângă Cluj, înțelegi, undeva în zona Turda, populația este mixtă, cum este în Transilvania și cred că și asta face parte din cinema, adică trebuie să arătăm lucrurile astea cum sunt, nu trebuie să le estetizăm, adică trebuie să vedem locurile și oamenii așa cum sunt ele acum în România și cum erau și în alte epoci, dar cred că idealizarea asta așa nu duce la nimic bun, adică trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt și nu neapărat cu negativ pozitiv, ăștia-s răi, ăștia-s buni. Nu e vorba de asta, adică oamenii sunt oameni, poveștile sunt veșnice, conflictele nu țin neapărat de naționalitate aici, conflictul începe de la altceva, de la tăierii legale de lemn, după aia conflictul ăsta la nivel emoțional, nu a legătură cu... Și cu justiția că... Și cu justiția care funcționează, cum știm bine cum funcționează sau cum a funcționat și sunt niște lucruri care ne interesează pe toți, indiferent de naționalitate. Hadházy András már másodszor kapott szerepet Krisántól. 2010-ben a Morgan főszereplőjét Nelut alakította. Úgy éreztem, hogy nagyon sok minden volt rajtad. Tehát, hogy a te szereplőt kellett vigye az egész filmet, és úgy érzem, hogy nem bírta meg teljesen. Nem tudom, hogy miért ez az érzésem. De az lett, amire gondoltál ebből a filmből? Vagy olyankor, amikor forgattuk, akkor nem gondoltuk ilyesmire, vagy nem gondolsz ilyesmire, hogy mi lesz belőle? Én tényleg nem gondolkodom ezen, hogy mi lesz. Akkor abban a pillanatban van egy helyzet, amivel szembesülnöm kell is azt a helyzetet, ahogy akkor abban a pillanatban gondolom, valahogy meg kell oldanom. Én színészként kapok egy feladatot, te ezt az embert meg akarod ölni, te ezt az asszonyt szereted, te most ezt a gyereket el akarod vinni, és a többi, és a többi. És én akkor azokat a feladatokat valamilyen módon, ahogy én jónak látom, illetve ahogy jónak látom, hogy a rendezővel közösen megegyezünk, ugye ismételjük többször a jeleneteket, megoldom valamilyen formában. Az, hogy milyen a műfaj, nem tudom. Én nem is képzeltem el sehogy se ezt a filmet. A végeredményben bármiféle, amit csinálok, nem igazán tudom, hogy hova fogok kiukadni. És menet közben felfedezem. Legalábbis szeretném elhinni, hogy ezt csinálom. Hogy most is például Udvarhelyen dolgozom, és oda jutottunk el ezzel az előadással, amit készítek, ahova nem is számítottam, hogy el fogunk jutni. Számomra is meglepetés volt egyszer, hogy úgy kibontotta magát a darab, és eljutottunk oda, ami ugyan természetes lezárását adta az egésznek. Ugyanígy vagyok ezzel a filmmel is. Nem tudom, hogy honnan indul, hova kerül. Aztán, amikor látom a végterméket, akkor végül is tudod, hogy van. Az, hogy mi a jó, mi a rossz, nem lehet eldönteni. Persze, ízlés kérdése. Udvarhelyt említetted, és ott hát végül is ott egy csapatról van szó, és azt mondtad, hogy akkor együtt hoztátok ki. Pont ez az, hogy én itt azt érzem, hogy te egyedül vittél egy csomó mindent.
Hát, hogyha így képzelték el, hogy én vagyok egyfolytában ott a képernyőn, akkor nem tudok már csinálni, mint csinálni egyedül. De nem volt, nem volt ebben szándék, hogy na most ezt a te vállaidra helyezem és vigyed. Így alakult. Én ezért is szeretek Máriannal dolgozni, hogy általában néhány nap után az eredeti forgatókönyvet úgy sútba dobja, és azt mondja, hogy na jó, nézzük meg ezt a jelenetet is, ezt a jelenetet is. Számomra, amikor láttam Tallinnban ezt a filmet, meglepetés volt néhány jelenet, mert hát úgy forgattuk le ezeket, hogy hát ide kéne egy olyan, és amikor leül az ágy szélére, nézzük meg. És ez maradt benne, és nem maradt benne olyas valami, ami benne volt a forgatókönyvben, dolgoztunk 4-5 órát, állítottuk, minden és nem került be. Váfis un film de Marian Crișancu, Hatházi András, unde să fie ungur? Da, sper să facem un film și să fie în maghiară, să fie adevărat. Da, ar fi. Mi-ar plăcea să fac un film în care chiar să existe chestia asta mixtă în film, adică să ai, de exemplu, un cuplu, un maghiar cu o româncă sau așa. Mi-ar place, nu zic nu. Și eu am crescut în Salonta, unde, da, populația este mie. Am foarte mulți prieteni maghiari și suntem, și acum ține legătura și știu maghiar, nu pot vorbi foarte bine, dar și evident, mi-ar place să lucrez cu Andraș, dar nu știu cine ar verifica, știu, jocul în maghiară, dar am încredere în el, cred că ar face o treabă bună. Și cred că ar fi iarăși un film realist, să faci un film așa, într-un oraș din Transilvania, unde ai o poveste, da, care e... Secuime, că ar trebui să vă mai apropiați de... Deci nu numai în Parțium sau în Cluj. Da, da, sigur, sigur. Și asta ar fi, da. Poate chiar ar fi tentant să faci un film în Secuime acum. Că ar fi ceva, nu? Marian Crișan, Orizont című filmjét február 12-től vetítik a mozik. Hogy ne pricepem și noi. Zoli, nu a fost pe aici? Care Zoli?